motorbike? Nu, motorbike e mai mare. Și le-am zis, nu mă băieți, nu sunt motorbike. Motorbike e mult mai mare decât mine. Sunt și eu amărât, am 620 de abonați. Mai apăsați și voi butonul ăla de abonare acolo să ne facem mai mulți. Văd fața. Salut. China, China, China. Ce nu e China? Asta nu e China. Asta nu e China. Astea nu-s China. Eu sunt sponsorizat de România. Nu echipa națională a României. Eu sunt sponsorizat de România, da? Securitatea cuiva nici nu mă interesează, dar sunt aici, da? Și nu face nimeni nimic. Băi, fraților, nu se compară, mă, ce ai. Să respir aerul ăsta. E cu totul diferit față de cum îmi imaginam. Nu știu, mie îmi vine să sar în el. O idee mirifică! Curățăm cuțitașul de brânzică, da? Bună dimineața și bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. Mi-a făcut câteva figuri GoPro-ul înainte de a începe această filmare, dar am trecut peste, mă aflu în garaj, am pregătit motocicleta pentru aventură. Și prin a pregăti motocicleta pentru aventură mă refer în special la aceste cauciucuri. Michelin Anarchy Wild. O să vă prezint motocicleta în cele ce urmează. Dar primul lucru pe care trebuie să vi-l spun este că vom face un traseu bine cunoscut. Am fost în unul din clipurile anterioare la lacul Bâlbâitoarea și zona respectivă mi este cât de cât cunoscută. Eu nu am mai condus motocicletă cu cauciucuri off-road și vreau să merg pe un traseu pe care îl cunosc. Îmi cer scuze pentru vocea mea. O să încerc să vorbesc cât mai puțin în videoclip. Sau cine știe, poate nu vă deranjează vocea mea și atunci o să vorbesc mai mult. Eu acum mă urc pe motocicletă și plec către Văleni, dar voi până una alta puteți să dați un subscribe la canalul ăsta, deoarece am văzut că sunteți foarte mulți care mă priviți, dar am o proporție de 99% din persoanele care mă privesc ce nu sunt abonați. Așa că vă rog, apăsați pe butonul acesta de subscribe și abonați-vă la canalul meu pentru a fi în ton cu toate cele postate. Iată că a venit timpul și pentru prima oprire, primul pit stop. De ce? Pentru că am întrebat-o pe Alexa acasă câte grade sunt afară și mi-a spus că sunt 8 grade. Și am zis ok, 8 grade, eu sunt un pic răcit. Eu știu că geaca asta face față și la 5 grade cu tricou, dar am zis hai să nu mă bată vântul deloc, așa că îmi iau o geacă de asta antivânt pe dedesubt. Și mi-am luat. Și sunt fleașcă. Nu mai pot. Și trebuie să o dau jos acum. Poate o pun mai încolo. Pe valea lespezilor. Ia uite. Nici nu o pot da jos. E lipită de mâini. Și motocicleta arată 20 de grade. Cum să stau la 20 de grade cu două geși pe mine, tricou și mai am și compleul ăla de la pantalonii de bicicletă. Apropo, în primele ture pe care le-am făcut, mă iritam foarte tare la fese. Am mai citit pe internet, m-am mai uitat la niște videoclipuri și am înțeles că riderii nu poartă lenjerie intimă și poartă protecție cu gel pentru șezut. Așa că eu venind din domeniul mountain bike, aveam deja pantalon de mountain bike, i-am luat pe mine și mă simt extraordinar. Nu obosesc, nu mai fac bătături, nu fac febră musculară la fese, e extraordinar. Salut băieți, poftim? Da, vreți să-mi dați un follow pe YouTube? Da. Hai încoa să vă arăt. Hai să vă arăt, aveți telefon la voi? Mă duc la Văleni să fac off-road. Motorbike? Nu, motorbike e mai mare. Scrie așa, pe mine să scrie. Da. Și noi cine ești Ștefan la motor? Mă plin și cu ATV-ul și cu motorul. Vă aștept pe YouTube.
Dar stai și voi, în comentariu zice suntem băieții de la Boldești. Da? De la Plejoi. Eu sunt din Ploiești și mă duc la Vălin să fac un traseu. N-aveți școală azi? Ba da, acum ne cer să mă duc la Vălin. Spor la școală, băieți, mi-a părut bine. Și nu, o să vă dau și o fac. Bine! Pa, pa! Mersi! Dă-le și la colegi! Ok, am mai făcut rost de câțiva urmăritori pe canal. Nu e nicio rușine, până la urmă băieților le place să se uite la astfel de clipuri. Ce voiam să vă zic, voiam să vă recomand substanța asta de curățare de la A Bike Thing. Îi zice Ammo Helmet Visor Cleaner. Băi fraților, deci în momentul în care dai pe... Bine, nu facem economie că am primit-o gratis. N-am vrut să cumpăr, că mi s-a părut scumpă, dar Steve mi-a dat-o gratis. Nici nu mai contează cu ce ștergem, asta nu-i pentru șters casca. Dar lună, ia uite cum iese. Lună, 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 lună. N-ai treabă. Și aveam... Străcisem un fluture pe cască. Mă rog, vocea mea e oribilă. Sper să mă puteți suporta așa pe durata întregului clip. Lăsăm geaca de interior, asta de vânt, o dau jos, rămân cu geaca normală că e foarte cald și dăm bătaie mai departe. Până una alta, scrieți și voi ceva în comentarii acolo, spuneți-mi dacă vă place, spuneți-mi dacă am procedat bine cu copiii ăștia, rugându-i să se aboneze la canalul meu. Spuneți-mi dacă ați fi fost în locul meu, unde v-ați fi dus. Nu mă întrebați în ce dată suntem, că nu știu. Știu că e marți, atât. Hai că a fost tocmai bine cu oprirea asta. Mi-am dat geaca jos, mă simt mult mai bine acum. Cred că am deschis și câteva buzunare să-mi respire corpul. De ce zic că a fost bine? S-a pus și bariera, s-a și ridicat, a trecut și trenul. Acum nimeni nu ne mai oprește până la Văleni. Și o să las un pic camera pornită. Pornim motorul. Sunt novice, fraților. Am 4.000 de kilometri cu motocicleta, am peste 30.000 de kilometri pe două roți, pe scooter. Însă pe motocicletă sunt doar la început, așa că nu... Că sunt profesionist, nu o să încerc să vă dau foarte multe sfaturi. Dacă vă dau sfaturi, o să vă dau sfaturi că astea de viață, nu pe motociclism sau... Nu sunt în măsură să dau sfaturi și oricum nu prea-mi plac mie cei care dau sfaturi. Oricum, oricât de multe sfaturi ai da, tot după greșelile tale în vieță, așa. Și asta, nu susțin treaba asta, dar eu nu știu pe nimeni să fi făcut altfel și să fie reușit. Știți schema clasică de la Boldești, în care faci dreapta prin pecă și ieși pe partea cealaltă ca să nu mai stai în sensul giratorului? Toată lumea o face. Acum mi-am amintit că băieții aia m-au întrebat dacă sunt motorbike. Și le-am zis, nu mă băieți, nu sunt motorbike. Motorbike e mult mai mare decât mine. Sunt și eu amărât, am 620 de abonați. Mai apăsați și voi butonul ăla de abonare acolo să ne facem mai mulți. Oricum, voi știți bine că plimbările le fac pentru mine, dar filmările le fac pentru voi, așa că hai să vedem puțin apreciere acolo. Vă dau cuvântul de onoare că cei mai mulți dintre cei care s-au abonat sunt necunoscuți, prietenii, familia și apropiații. Ori nu se uită, ori nu știu să folosească YouTube-ul, nu știu să se aboneze, lucruri de genul ăsta. Deci mă bazez pe voi care nu sunteți parte din familia mea, nu sunteți prietenii mei, să urmăriți aceste clipuri și să vă abonați la canal ca să fim cât mai mulți. Și eu nu o să încep să spun chestii de genul cu cât o să fim mai mulți, cu atât o să iau eu bani mai mulți și o să mă plimb mai mult. N-are nicio treabă, oricum nu cred că o să-mi scot vreodată investiția. Nici pe 10 ani, dacă mi-ar merge bine, nu cred că mi-aș putea scoate investiția, așa că
nu e, chiar nu e ăsta motivul. Pur și simplu vreau să fac filmările astea, să găsiți și voi locurile astea frumoase pe care le găsesc eu, să vă plimbați și voi cât mai mult, să faceți sport și cine știe, poate să vă descoperiți noi hobby-uri. Asta e cel mai important. Până una alta am oprit în Văleni, Vălenii de Munte. Ce știm noi despre Vălenii de Munte? Au o fabrică de suc, au o fabrică de dulcețuri și între 1980 și 2000 erau fabrică de femei frumoase. Acum nu știu ce să zic, dar între 1980 și 2000 la Vălenii de Munte se făceau cele mai frumoase gagici. Să nu credeți că sunt sponsorizat de Adidas, de Klim, de Shoei, de Decathlon, de BMW, de Quad Lock. Nu mă sponsorizează, fraților, nimeni. Sunt amărăștean, amărăștean, amărăștean. Hai să vă arăt niște lebede frumoase. Dragilor, fiți atenți. Astea sunt cauciucurile pe care le-am pus pe motor. Nu vreți să vă dați seama cât de greu a fost în primii 50-100 de kilometri? Bine, sunt la kilometru 80 din primii 100 de kilometri. Deci cauciucurile astea Michelin Anaki Wild, de care, by the way, nu sunt nici de ăștia sponsorizat. În momentul în care le-am pus și erau noi, pur și simplu simțeam că nu am absolut deloc stabilitate pe drum, pentru că erau ciucurașii ăștia foarte proaspeți și alunecam foarte rău și acum încerc să mă las pe curbe cât mai mult, astfel încât să omor și ciucurașii ăștia laterali, ca să nu mai simt că pierd controlul motocicletei. Am făcut eu puțin off-road aici cu cauciucurile de asfalt, dar nu mi-a ieșit prea bine. Asta e cauciucul de pe față. Nu intru eu acum în detalii, dimensiuni și toate cele. Sunt scrise pe ele, dar eu nu le știu nici așa. Ia uite ce fain se vede, am o guardul ăsta. Facem, ia să vedem, îmi văd fața. Salut. Hai să ne uităm puțin la motocicletă, să vedem ce am pus pe ea. Deci am pus protecția aceasta Amo Guard cu X portocaliu, amber se numește. Avem protecție pentru radiator, protecție pentru proiectoare. Aici un suport de GoPro. Am pus niște gentuțe de astea laterale, nu neapărat pentru a depozita ceva în ele, ci mai ales pentru a opri vântul. Nu-mi place vântul deloc, nu suport să mă lovească. Niște gentuțe aici care sunt foarte utile, o trusă de scule, protecții aici și aici la cardan și la roată și, mă rog, și am unul și pentru în față, numai că n-am avut timp să-l montez. Protecția asta pentru cric, protecția asta pentru, mă rog, niște capace pe aici. China, fraților. China, China, China. Ce nu e China? Asta nu e China. Asta nu e China. Astea nu-s China. Asta nu e China. Decât să mai cumpăr un GoPro, mai bine mă filmez cu telefonul ăsta care e ecranul spart. Sănătate! Are ecranul spart, fraților, dar nu contează. Camera asta se vede foarte bine, în schimb camera din spate e varză. Ce-am mai luat? Am pus un quad lock aici. Ia uzi-l pe ăla cum imită păsările. Așa. Nu știu de ce toată lumea își acoperă numărul, eu nu vreau să-mi acopăr numărul. Oricum nu merg ilegal, nu are nimeni ce să-mi facă. Am mers până la Văleni în coloană. Nu știu, habar n-am de ce își acoperă numărul. În momentul ăsta mă și filmez și sunt și live. Acum o să-mi dau seama cu adevărat cine are clopoțelul activat și cine nu. Că dacă n-ați intrat pe live-ul ăsta, înseamnă că n-aveți clopoțelul activat. Așa că apăsați acolo pe clopoțel. Îmi închid și viziera, că mi s-a spus că arăta pinguin. Pinguin, pinguin, dar am slăbit 12 kg. Așa pinguin cum sunt eu. N-am o chiflă în stomac, da. Și scrabul ăsta cu sare. Sare de România, fraților. Nu ne trebuie nouă scraburi din comerț și alte cele. M-am dus la Metro, am luat 25 de kg de sare. Am pus 5 kg în cadă ca să mai întreacă răceala asta.
Și după aia am luat din găleată cu mâna și m-am dat pe față și mă simt așa mai bine, mi s-a înmuiat pielea pe față, mă simt mult mai ok. O să-i dăm drumul acum. Cred că mai târziu o să opresc undeva să scot presiunea din pneuri, că mi se pare că alunecă foarte rău. Am uitat ceva pe aici. Eu de obicei plec fără să-mi închid bagajul, fără să... N-ai ce să faci, nu poți să ai și confort și fără zgomot, să fie și off-road, să fie și de stradă. N-ai cum, trebuie să faci ceva compromisuri. Asta este. I-ați văzut pe youtuberii ăia care sunt sponsorizați și au tot felul de oameni care magazine îi susțin și așa mai departe. Fraților, eu sunt sponsorizat de România. Nu echipa națională a României, eu sunt sponsorizat de România, da? Cum adică? Păi, fraților, ia uite, deci eu sunt sponsorizat de România, da? Mie, România mi-a pus la dispoziție aceste peisaje superbe. Ia uite, fraților, România, cel mai tare sponsor, ci că să te muți de aici. Păi nu vreau să mă mut, frate, vreau să stau în România. Și dacă este să trăiesc bine și dacă este să trăiesc rău, eu vreau să stau în România. Mie așa îmi place. Cum adică? Uite-te unde am venit aici, nici nu știu, e proprietatea cuiva, nu e proprietatea cuiva, nici nu mă interesează, dar sunt aici, da, și nu face nimeni nimic. Acum, ok, n-avem internet chiar peste tot, da. Fiți atenți aici unde mă duc. Ia uite. Ia uite, ce am găsit aici. Frate, n-ai cum. Deci nu ai cum să compari așa ceva cu nimic. Uite-te un pic aici. Ia uite aici. Ia uite. O gutuie, tati. O gutuie și încă una. Aia care a căzut era stricată. Și mai iau și eu încă două gutui. Băi, fraților, nu se compară, mă, ce ai. N-ai unde să-ți dorești să trăiești în altă parte decât aici. Ia uite. Uite un pic cum arată peisajul. Și gândiți-vă că n-am plecat cine știe unde în România. Pur și simplu am mers 50 de kilometri de la Ploiești. Atât. 3. Am luat 3 gutui și la întoarcere poate vin să mai iau 3. Să duc și acasă. Am nevoie de mai mult. Cea mai mare prostie ar fi să fac risipă. Bine, cel mai probabil nu o să le mănânce nimeni pe astea de aici din pom. Da, eu nu vreau să risipesc. Și dacă eram la magazin, tot 3 cumpăram și dacă am luat din pom pe gratis, tot 3 am luat. Important e să-mi fac pofta. Cred că au un gust extraordinar, nici nu vreau să le gust. Acum o să iau prima dată prânzul și apoi o să le mănânc. Dar bestial, abia aștept. Merg să mai iau vreo 2, fraților, că mi s-a părut mie că sunt un pic... un pic pline de ceva și în caz că am de aruncat o bună parte din ele să am totuși să-mi fac pofta de gutuie. Gata, am mai luat 4-5 gutui, îi mai dau și la urs ca să scap de el. Ups, a picat.
nu te duce foarte departe. Te înghesuie aici, în gentuța asta. Pac, pac, încă una. Ia să vedem, se închide. Așa, domne. Acum nu vă gândiți că gata, filmarea asta vă învață pe voi unde să vă duceți să dați cu jmangla în gâtui. Da, ia zi. Ia uite, am mai căzut una. Cum merge gutuia asta? Unde e, mă, soarele? Ce fac, mă? Am uitat școala pe care am învățat-o când eram mic. Ia uite. Șapca asta și gutuia asta. Și cu vaca asta sau capra asta sau bivolul ăsta în spate. Păi, fraților, eu nu vreau altceva. Eu atât vreau, să fiu aici, să respir aerul ăsta. Hai să nu aburim acum cu aer curat și cu toate cele, dar e bombă! Bombă, nu-mi trebuie nici vocea înapoi, nu-mi trebuie nimic. Bombă. Vai, ce-mi place. Hai să-i dăm drumul la traseu. Dacă nu se va vedea bine, data viitoare o să montez camera și mai sus. Mă simt super în siguranță cu costumul ăsta pe mine. Dar trebuie să stai, să deschizi, să închizi buzunare, astfel încât să te simți tu bine. Și bine, motociclismul, fraților, nu e să te oprești tu să filmezi, să faci. Motociclismul e despre a conduce motocicleta. Ia uite, mă văd în două ecrane. Ecranul ăsta e pe live, ecranul ăla mă filmează din față și mai am aici încă o cameră. Ce vorbești, domne? Deja o facem la nivel profesional, da? Bun, hai să-i dăm drumul să vedem. Să vedem dacă ne descurcăm cu off-road-ul ăsta. Sper că nu va fi foarte complicat. Și sper să nu am parte de accidentări. Doamne ajută! Nu mă interesează, nu mă deranjează dacă mă întâlnesc cu ursul sau orice altceva. Dar, bine, sincer, cu costumul ăsta pe mine, ursul nu știu dacă are vreo șansă împotriva mea atât timp cât am costumul ăsta pe mine, deci. Nu. No. În niciun caz. Da. Cabana prietenilor mei e aici, e în siguranță, am verificat-o, până la urmă am și găsit-o, că inițial mă pierdusem. Op. Da, și nu e prima dată când văd treaba asta. În momentul în care schimb poziția roții, adică din a lua noroiul de pe partea stângă sau din urma de cauciuc, da, de mașină, de pe partea stângă, în momentul în care trec pe partea dreaptă, atunci pierd echilibrul cel mai tare, atunci e cel mai nașpa. Live-ul ăsta va fi plin de suișuri și coborâșuri, atât la propriu cât și la figurat, pentru că, după cum vedeți, mă străduiesc să-l fac, nu am semnal, dar în același timp mă simt și foarte bine, nu mă simt singur, nu mă plictisesc. Am deja câțiva prieteni care mă sună să mă întrebe ce fac. Și le-am spus, băi, păi se vede ce fac, vedeți și voi ce fac. De ce mă sunați să-mi stricați live-ul? Că până la urmă eu canalul ăsta de YouTube, dacă vă amintiți, l-am făcut pentru a păstra legătura cu prietenii mei. În momentul în care merg la plimbările mele,
Să nu mă sune, domne, unde ești, ce faci? Nu, domne, uite-mă, uite-mă unde sunt, uite-mă ce fac. Uite-mă cum o duc, o duc bine, o duc rău, asta știe fiecare în funcție de părerea lui. Sunt oameni care zic, ia uite bă, săracu, bă, să plimbă pe munte, nu ca mine, stau la televizor, adică mă compătimez, zic, ia uite bă, ce greu e ce face ăla, să plimbă pe munte. Eu sunt mai fericit, mă uit la televizor. Sau altul zice, ia uite bă, ce norocos e ăla, eu sunt la muncă. Sau altul poate zice, ia uite bă, mulțumesc. Sau altul poate zice, bă, păi eu sunt la muncă, eu produc, tu acum consumi. Și tot așa. Sunt oameni care le place, sunt oameni care nu le place. Fiecare cum știe. Și am intrat pe drumul către lacul Pâlpâitoarea. Pe aici cel mai probabil o să ne întâlnim și cu diverse mașini, pentru că este zonă forestieră puternic exploatată. Sincer, pe drumul ăsta off-road nu cred că va fi cazul de treapta a doua. O să încerc să fac și treaba aia cu statul în picioare, pe scărițe. Deși eu dacă mă ridic pe scărițe, nu știu, sunt prea înalt, trebuie să-mi pun niște dalea la... Nu știu, e cu totul, e cu totul diferit față de cum îmi imaginam. Partea bună este că eu pot să fac drumul ăsta și stând înșezut, fără a fi nicio problemă, mă simt foarte bine. În momentul în care văd o groapă foarte mare în față, ridic ușor fundul. Dar nu vreți să vă închipuiți, deci... E pietriș pe jos și în anumite zone pietrișul nu e foarte tasat, dar cauciucurile astea au o tracțiune de... zici că sunt pe stradă. Chiar sunt curios dacă e cineva care a făcut drumul ăsta. Sunt curios dacă a făcut cineva drumul ăsta cu motocicleta. Bine, cu siguranță l-a făcut, dar sunt curios dacă dau eu de persoanele respective la mine în filmări sau la mine pe live. Uite, asta e zona aia unde mă mâncau câinii. Sunt foarte... Sunt foarte mulți câini în zona asta, pentru că este o stână în stânga, jos în vale. Și mă lătrau câinii foarte rău aici.
Nu știu dacă ar trebui să opresc. Nu știu dacă ar trebui să opresc, să comut modul pe enduro. Logic ar trebui să fiu pe enduro, dar nu știu cât mă ajută pe mine, având în vedere că merg foarte liniștit pe aici. Nu știu dacă ar fi o diferență extraordinar de mare. Ceea ce am uitat eu și îmi asum, înainte să plec de acasă, m-am gândit să renunț la casca asta și să-mi iau casca cealaltă. Pentru că e mai ușoară. Am o cască de la HGC. Nu mai știu cum se numește, mă rog. Mi-a dat-o un prieten. Casca aia e mult mai ușoară decât asta, dar asta îmi vine mult mai bine, aia mi-e un pic largă. Însă pe off-road ar fi important să am o cască mai ușoară în cap. Acum am Shoei Neotec 3 și nu știu, 2 kg, nu știu, habar n-am cât are, dar e grea. E grea. Ar fi bună o cască mai ușoară. După aia numărul 2. La valiera. Deci, vă vine să credeți că am la mine, am drona, am GoPro, am 2 telefoane, am tot ce-mi trebuie pentru filmare, dar nu am la valiera și nu am selfie stick-ul acela, ăla înalt pe care l-am folosit la ski. La valiera am uitat-o, casca am uitat să schimb, iar bățul nu l-am găsit, apar n-am unde e, o să-l mai caut. Să văd unde e. Îmi doream de mult să pot să fac traseul ăsta cu motocicleta. Cu bicicleta e mult de pedala, fraților. E frumos, e cum vreți voi, dar dă-i tu din pedale 40 de km pe aici pe pietriș. Te bucuri de sport, dar oare te mai bucuri și de peisaje? Nu știu ce să zic. Te bucuri. Eu personal mă bucur și de peisaje, dar motocicleta e lux. Stai pe scaun, transpiri, că n-ai cum să nu transpiri. Și învârți din accelerație, nu faci nimic. Cu bagaje la tine, cu apă, mâncare, cu tot ce vrei. Deci nu duci lipsă de absolut nimic. Uite, acum vreau să opresc un pic. Apasă-mă, tată, frâna. Uite-mă, alunec pe pietre. Am vrut să opresc un pic ca să reglez încărcarea. Să ridic motocicleta mai sus. Pentru off-road este bine să aibă garda cât mai înaltă. Cred că a terminat. Și oricum n-am bagaje foarte multe.
cauciucurile astea, deci m-au impresionat. Până la lacrimi. Hai să ne bucurăm și de traseu. Cu minte. Stai cu minte, băiatul, stai cu minte. Stai cu minte. Stai cu minte. Stai cu minte. Sănătate. Cuțu. Piticule, stai cu minte, unde te duci? Speriatule. Asta iarnă pe aici, mergeam de-a bușele, atât de multă gheață era. Era bună garda mai jos, atingeam mai bine pământul. Uite, acum e în autohold. Ăsta e ambreiajul, deci nu țin frâna. Motocicleta nu se duce sus jos, e un mare avantaj. Dar trebuie să și știi să pleci cu autoholdul ăsta. El îți dă drumul la motocicletă doar în momentul în care tu pleci bine cu ea, adică înainte. Ia uite nămoale ce avem aici. Ia uite. Pe aici se înfundă și calul. Dacă au ciucurile astea, deci dacă era un rider mai experimentat, n-avea nicio treabă, trecea prin nămolul ăsta fără nicio problemă. Au ciucurile astea sunt bestiale. Și acum am clisă pe ele, deci ele sunt încărcate de clisă și tot n-au nicio treabă, adică, nu știu. Se par bestiale.
Și iată că am ajuns la lacul Bâlbâitoarea. Hai să vedem cum arată lacul Bâlbâitoarea vara. Că iarna știm cum arată, am și mers pe el. Nu vom mai face imprudența asta nici măcar iarna, deoarece am fost certați. Nici nu-ți dai seama unde începe lacul. Ah. Ok. Ba da, îți dai seama. Oh, uite un șarpe. L-ați văzut? Era pe aici un șarpe. Și ulterior am avut impresia că se mișcă și mie un șarpe prin pantaloni. Și nu glumesc, adică am avut impresia că mișună ceva prin pantalonii mei. Hai să vedem. Aici e încă consolidat. Ia uite, domnule. Deci pe lacul ăsta am mers eu astă iarnă, ci care o adâncime extraordinară. Se mai spune că e blestemat. Nu știu, mie îmi vine să sar în el. Să nu uităm de sponsorul principal. România. Care ne oferă aceste trasee minunate. Natură și toate frumusețile care vin la pachet. Dăm geaca jos să ne aerisim un pic. Habar n-am cum se pune asta. Uite, o pun și eu aici pe parbriz. Nu știu dacă are ceva. Am văzut că toți motocicliștii când se dau jos își pun o șapcă în cap. Și pe șapca aia, nu știu, au sponsorii, au diverse chestii. Eu dacă n-am sponsori, România. Pe mine România mă sponsorizează. Ursule! Ce ziceți, ne face ursul o vizită? Deci de când îmi doresc să scap de geaca asta? Uite că nu-i frig nici aici. De data asta chiar o să scap de ea. O bag aici în săculețul ăsta. Strâng bine. Și am revenit de aici de la lacul Bâlbâitoarea cu sponsorul nostru principal, România, care ne sponsorizează cu peisajele superbe. Și ia să vedem ce avem noi aici. Avem o dronă de la DJI. Dar ce avem noi aici? Chiar așa. Ce avem noi aici? Păi avem un prânz bine meritat în natură. O să mă gândesc pe viitor la o modalitate de a căra mâncarea la mine, astfel încât să, după ce mănânc, să nu mai am volumul acesta de mâncare. Și acum, ia să vedem. Bam și jbang. Oho, a plecat dronica. Și uite-ne că suntem toți. Drona o filmează pe cameră. A plecat drona.
Max altitude reached. Să vedem și noi lacul de sus, domnule. Să vedem ce e așa special la lacul ăsta. Ok. Vezi? Și avem o cameră acolo, o cameră acolo și o cameră aici. Corect? Și o dăm pe sport. Ca să nu-i mai aud pliscul. Avem și noi un cuțitaș. Nu ne sponsorizează nici ăștia de la Victorinox. Nu ne sponsorizează, domne, nimeni, nu știu ce se întâmplă. Ia uite. Un castraveciorescu. Corect. Nici nu vă zic. Nici nu vă zic ce asta. Este caș proaspăt de văcuță. Ușor sărat spre deloc. O textură extraordinară. Un preț foarte mic. Am început să mănânc mai puțin și mai sănătos și mă simt mult mai bine. Asta e unul mai mic, așa. Asta este și micul dejun și prânzul. Foarte puțin, foarte puțin mănânc. Pentru că am descoperit faptul că dacă rămân în deficit caloric și dacă mă mențin cu treaba asta, reușesc să pierd până la 300-400 de grame pe zi. În condițiile în care sunt gras, că logică dacă n-ai ce să dai jos, nu dai. Uite, am pus apa asta lângă eșapament. Am fost foarte inspirat, ce să spun. Maxim mă mai spăl pe mâini cu ea acum. Domne, ce să mai, domne? O idee mirifică să pun apa lângă eșapament. Noroc că eu sunt prost, dar nu sunt prost de tot. Și mi-am mai pus și într-un termos de ăsta niște apă. Care nu e rece, dar măcar n-a stat lângă eșapament. Am parcat și dronica. Mă bâzea, nu puteam să mănânc. Și am la mine două feliuțe de astea de pizza. Asta e tot. Asta e ursul. Vă zic eu. Cu ce animale ne-am întâlnit? Un șarpe acolo.
o șopârlă fix aici lângă buturugă, niște cățeluși, mai multe oi. Doamne, brânza asta e ceva. Știu că Dani Oțil spune că nu-i bună, că grăsimi, că nu știu ce. Da, frate, și eu știu. Și sunt de acord, dar e bună. E bună, cum să nu mănânci, e bestială brânza. Pizza făcută în casă. Dacă nu-mi luam asta, îmi luam pâine, că am făcut pâine seară. Luam niște unt, niște felii de salam. Organismul se hrănește cu ce îi bagi acolo. Nu trebuie să-i dai mai mult decât poate procesa. Prea puțin pentru el nu există. Și eu acum, mai nou, mănânc atunci când mi se face foame. Dacă nu mi-e foame, nu mănânc. Nu mai mănânc de anturaj, nu mai mănânc de plictiseală, nu mai mănânc de lipsă de activitate. Și am slăbit 12 kg. Curățăm cuțitașul de brânzică, da? Dacă ați văzut live-ul meu, sau dacă ați urmărit clipul până aici, voi știți deja ce este piesa de rezistență. Ia uite ce am aici. Gutuie de la mama ei. Ia uite, fraților. Ia uite în ce hal. În ce hal arată, dar uitați-vă. Uitați-vă la cauciucul ăsta un pic. Ia uite aici cauciuc. Bombă. N-am umblat la presiune, n-am umblat la nimic. Uitați-vă un pic la minunăția asta. Că nu mă satur să o privesc. Sincer, mai mult îmi place să o privesc decât să merg cu ea. Că nu mă pricep foarte bine să o conduc. Da, îmi place. Uitați-vă un pic aici la micuța asta. Ia uite. Quadlock, DJI, telefon, GoPro, Shuamd. Hai la drum. Excuse me, doamnă. Camera asta se va închide în curând. Clim, tati! Hai să mergem. Ia uite aici. Investiție puternică. Duc noroiul acasă. Ah. Dragilor, în clipul ăsta m-am răsturnat, m-am lovit, m-am pierdut, m-au confundat copiii ăia cu motorbike. Am încercat prima dată off-road. Am încercat cauciucurile astea nebune. E păcat să nu vă uitați la tot clipul și e păcat să nu dați subscribe la canalul ăsta. Dați subscribe la canalul ăsta și eu vă promit că voi face din ce în ce mai multe plimbări. După cum știți, plimbările le fac pentru mine, dar filmările le fac pentru voi. Așa că vă aștept în număr cât mai mare să dați pe butonul ăla de subscribe, de abonare și să creștem numărul abonaților la canalul ăsta, să creștem vizualizările, să bubuie profiturile. Nu-i vorba de profit. YouTube-ul mă ține acolo pe neplată până una alta.
Însă hai să facem posibil ca acest canal să crească, să fie cât mai mare și eu o să pun și mai multe filmări aici pentru voi. Auzi, nu te supăra. Dragilor, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Ăsta sunt eu. Ia uite-mă. Vin de la mall. Asta e motocicleta. Și asta e plină de nămol. Hai să vedem cum arată pe toate părțile. Nu mă întrebați de consum de 6,6%, habar n-am. În orice caz, văd că și discurile sunt pline de nămol. E dovada faptului că nu prea pun frâne. Dar, uite, astea nici măcar nu s-au tocit. Conduc cu viteză foarte mică. Asta e motivul pentru care nu s-au tocit. Trebuie băgată la spălat bine. Acum, după tura asta. Dar îi stă bine. Îi stă foarte bine și așa. Până data viitoare, eu am fost Will Spinner. Nu uitați să vă abonați. Și dați și voi un like și un comentariu dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi. Ciao. Stai! Vino acum pe canalul meu de YouTube și abonează-te pentru a fi la curent cu videoclipurile pe care urmează să le postez în următoarele 2-3 săptămâni cu motocicleta. Haide!